Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face ceva dulce. Eu am mix pentru brioșe sau pentru blat. Îl putem folosi și pentru una și pentru alta din comerț. Am aici un kilogram. După cum e rețeta, la un kilogram de mix punem 100 de grame de ulei. Și 400 de grame de apă. Care mixăm bine. Mixul este gata. Nu trebuie să mai adăugăm nimic pentru că deja conține ouă, zahăr, absolut tot. O să facem muffins, brioșe de două tipuri. Unul cu merișoare și unul cu zmeură. O să pun gem de zmeură. O să amestec. Nu trebuie amestecat foarte bine, doar cât să se încorporeze. Am pus merișoare, gem de merișoare. Este mai acrișor. Și acum o să umplem de aproximativ 3 sferturi, pentru că brioșele se umflă. Am umplut formele. Acum le dăm la cuptorul preîncins la 170 de grade pentru 25 de minute. Am pus în două culori ca să le deosebesc. Aici am pus merișoarele în galben și în verde am pus zmeura. Brioșele sunt gata. Au crescut foarte frumos. Ia uitați ce frumos au crescut. Acum le lăsăm să se răcească și apoi le decorăm cu frișcă sau cu ce vrem noi, dar trebuie lăsate să se răcorească prima dată. Brioșele s-au răcit. Acum le putem decora cu frișcă, dacă vă place. Peste unele brioșe putem pune bombonele. Aici fiecare cum dorește. Iar peste celelalte putem pune ciocolată rasă. Copiilor o să le placă enorm aceste brioșe. Am pus o umbreluță.